Locurile de picnic trebuie clar delimitate și prevăzute cu grătare sau vetre de foc, cu tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, dar și cu toalete ecologice. Pentru toate acestea sunt răspunzătoare autoritățile. Majoritatea județelor se confruntă cu probleme atunci când vine vorba de amenajarea acestor zone potrivit legii. Totuși, în județul Satu Mare, 16 comune și-au anunțat deja intenția de a investi în realizarea unor spații de picnic până la sfârșitul acestui an. Suprafața destinată grătarelor ar ajunge astfel la 20 de hectare. Până acum, la noi în județ, cele mai mari spații pentru picnic au fost amenajate sau sunt în curs de amenajare în localitățile Petrești, Negrești și Livada. La Petrești vorbim de o suprafață de 17.000 de metri pătrați, în timp ce la Negrești spațiul ajunge la peste 26.000 de metri pătrați. Primăria Livada și-a propus amenajarea trei locuri de picnic, unul în zona centrală, altele două în zona pădurii și a lacului de la Adrian. Și Consiliul Județean a încercat să mobilizeze primăriile pentru ca acesta să amenajeze spații pentru picnic. Concursul cea mai curată și bine gospodărită comună a avut ca temă tocmai realizarea unor spații destinate ieșirilor la iarbă verde. Dacă au ceva amenajat, este foarte bine. Tocmai de-aia am spus, este un domeniu unde nu stăm bine. Nu este investiție mare. Cât? Să faci 7 locuri de foc cu niște pietre? Să cureți iarba din jurul zonei respective și să defrișești zona respectivă ca să nu fie vreascuri, să nu se aprindă? Ce mai trebuie să faci? Și după aia fiecare, dacă îi dă acces, drum comunal, îi face acces frumos cu mașina, amenajează zona de parcare, poate pune un rastel de biciclete, deja fiecare pune o bancă și o masă. Toți au primit bani la începutul anului. Cu 3.000 de lei deja poate să înceapă să facă ceva. Și dacă îi plătește pe zilieri. Chiar și acolo unde există locuri special amenajate, unii amatori de grătare au decis în continuare să facă focul în spații nepermise. Amenziile aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale pot ajunge până la 5.000 de lei.